Bună, dragii mei! Sper că sunteți bine cu toții, că ați început săptămâna nu bine, ci foarte bine, că sunteți sănătoși, voioși, frumoși. Eu vă doresc din tot sufletul să fiți așa. Astăzi m-am gândit să fac o predicție mai specială, mai aparte, pentru dorințe în dragoste. Așadar, dacă doriți să realizați ceva în viitor, în viitor apropiat, înseamnă în câteva zile, săptămâni, în dragoste, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele pe care, cu grupele de cărți pe care am pus câte o piatră. Prima grupă este cu piatra roșie, a doua este cu piatra albă și a treia cu piatra verde. Așadar, alegeți-vă varianta cu care voi rezonați și să vedem ce răspuns va da fiecare grupă în parte pentru dorința voastră în dragoste. Deci va fi o dorință legată doar de dragoste. Dacă vă întâlniți cu persoana iubită, dacă vă împăcați, dacă veți avea o nouă relație sau dacă se întoarce la voi cea cu care v-ați supărat, v-ați despărțit, etc. Puneți-vă ceva, așadar, ce vă doriți voi în dragoste. Pentru următoarele zile, săptămâni, valabilă această predicție, această etalare. Și am să încep cu prima variantă, cu piatra roșie. Am să dau la o parte două dintre variante și am să-mi păstrez pe cea cu piatra roșie. Așadar, să vedem ce ne spun cărțile. Din ce văd eu aici, la problema voastră care v-ați gândit în dragoste, aveți de-a face poate cu o persoană care nu este încă decisă cu cine vrea să fie. Este vorba poate de o persoană care este cu care v-ați certat, de care v-ați despărțit și din cauza trădării înșelătoriilor și din cauza poate a unui dezechilibru, a unor petreceri, poate a fost o persoană care i-a plăcut să și petreacă, să se distreze, poate că e o persoană care nu e tocmai sinceră. Eu vă văd aici că în următoarele zile, săptămâni, puteți avea de-a face cu o dușmănie, pentru că apare aici o dușmancă, cineva care lucrează împotriva voastră, vă scoate vorbe, pot apărea așadar crize de gelozie. Ceartă, scandal, aflați de vreo amantă, e foarte posibil și acest lucru. Poate ar trebui să vă eliberați de această situație, de această persoană. Vă trebuie vouă o gândire mai pozitivă, trebuie să încercați. Poate că și voi treceți pentru un dezechilibru legat de sănătate. Din ce văd eu aici, dorința voastră depinde foarte mult de o dușmănie, de o dușmancă, de niște bârfe, de niște certuri, de niște discuții care pot apărea. Văd aici că sunteți într-o situație de risc, de imprudență. Atenție că îmi apare aici că cealaltă persoană vă poate face un scandal sau va avea chiar probleme poate cu de sănătate, poate avea probleme de sănătate, poate avea probleme că are vreun scandal, are o neplăcere, trebuie să găsească niște soluții ca să depășească niște probleme, posibil să aibă și niște probleme, poate cu autoritățile, trece prin niște schimbări. Ori cu voi să nu ajungeți în vreo ceartă, în vreun scandal, să știți, pentru că sunteți într-o situație de risc. Poate și din cauza unei tinere sau a unei noi relații. A unei noi relații Aici poate să fie vorba că oricare pe cineva într-o țară, într-o altă țară, poate să fie și o astfel de situație, are niște probleme, apare o dușmănie. Deci vă văd aici într-o ceartă, într-un scandal sau în niște bârfe. Vă văd aici într-o situație de risc. Vă văd aici cu lacrimi de gelozie, poate din cauza unei amante. Da? Orică vă vi se spune că voi sunteți amantă, că ați înșelat, că ați trădat, că ați avut o noi relație, ați făcut, v-ați găsit pe altcineva, pot apărea așadar scandaluri cu această persoană, deci nu vă văd că vi se îndeplinește dorința așa cum vă doriți voi. Veți primi niște vești, veți afla. Poate pentru unii poate să apară și că vă mai dă că nu se rupe definitiv relația cu voi, în sensul că parcă mai vrea
ceva de la voi. Mai vrea, dar e pentru o hoție, e pentru o înșelătorie. Deci puteți intra din nou în ceartă și scandal pentru că e posibil să mai aibă pe altcineva. Sau vă va supăra pentru că e dezechilibrat, nu e sinceră, e geloasă această persoană, dar mi-apare amanta și deci posibil să mai aibă pe cineva. Vă trebuie o gândire pozitivă, poate e bine pentru voi să încercați să vă eliberați de acest gen de stres, de persoane care nu vă face plăcere. Dacă sunteți singuri și v-ați gândit la o relație, trebuie să fiți prudenți că puteți da peste niște persoane care vă pot minți, vă pot înșela, mai au pe cineva. Nu sunt sincere, nu, sau nu știu ce vor, au un dezechilibru. Puteți avea de-a face cu persoane dezechilibrate, persoane care au niște vicii sau care nu fac afaceri curate, nu sunt serioase. Aici văd că dacă v-ați gândit la un anumit bărbat, poate fi gelos, invidios sau caută soluții să scape de niște probleme. Caută soluții să scape de niște probleme și vă vrea ca amantă, dar e o situație de risc. Așadar, puteți intra într-o situație că orică aveți de-a face cu cineva care mai are o relație sau e căsătorită și de aici poate apărea dușmânia să vă facă scandal, să afle soția, spre exemplu, să vă facă scandal. Ori aveți de-a face cu o persoană dezechilibrată care nu știe pe ce lume e, ce vrea, nu se ocupă de lucruri curate. Puteți deveni o amantă, deci o relație care este pasageră, de risc. Mi-apare aici imprudență, deci oricum ar fi, nici într-un caz, nici în altul, nu este momentul potrivit, trebuie să fiți mai prudenți. Păstrați-vă gândirea pozitivă, ocupați-vă de sănătate, de aspectul vostru, dar fiți prudenți în alegerea anturajului, în a vă face relații în următoarele zile, săptămâni, pentru că energiile sunt așa. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi și, în primul rând, să vă eliberați de un anturaj care, de o anumită femeie, poate, care vorbește multe, văd aici această dușmancă care încearcă să vă strice imaginea, da? Deci vă aruncă vorbe vrute și nevrute. E invidioasă, e geloasă, dar aveți și un bărbat. Deci un bărbat și o femeie aici care mi-apar mie pe viitorul vostru apropiat, următoarele zile, săptămâni, și un hoț, adică o persoană care e parșivă, care e șmecheră, care vă poate produce o schimbare. Deci, poate vă propune o relație și, de fapt, urmărește altceva și vă poate aduce apoi un necaz, o despărțire, o pagubă, să rămâneți fără ceva important pentru voi. Cam asta e ce văd pentru voi în următoarele zile, săptămâni. Deci, la prima variantă, nu prea este, să zic așa, o perioadă bună pentru dragoste. Nu pare că dorința voastră s-ar îndeplini. Să vedem la varianta a doua. La varianta a doua. Da, la varianta a doua, da, se îndeplinește. Vă vin veci. Cu toate că trebuie să fiți prudenți și voi, că aveți aici puțină energie negativă, poate trebuie să fiți mai optimiști, să fiți mai sinceri, sau să clarificați lucrurile de la bun început, să fiți înțelepte, răbdătoare, îmi par că apar vești, vă apar niște noutăți, vă apar câștiguri, fiți mai serioși, mai serioase, munca voastră, în ce faceți, pentru că îmi par că veți fi răsplătiți pentru seriozitate, deci nu vă grăbiți. Dacă sunteți singuri, nu vă grăbiți, aveți răbdare. Ocupați-vă serios de voi, de sănătate, de muncă, pentru că o să apară, mi-apare cineva de la drum aici. Orică vine cineva de la drum, orică voi veți face o vizită și veți cunoaște pe cineva, poate chiar și în interes de muncă și acolo veți cunoaște și mi-apare că veți avea și câștiguri, veți avea poate chiar o relație atât de serioasă care să ducă la căsătorie. Dragostea, deci lăsați să vorbească doar dragostea, că simțiți când iubiți și când sunteți iubit. Posibil să aveți de-a face și cu o persoană care este foarte mândră, orgolioasă, totuși prudență, că dacă aveți o relație cu cineva, trebuie să tratați cu prudență că se poate din cauza mândriei, a orgoliilor sau a unui rivalități să ajungeți și într-o pagubă. Dar dacă sunteți prudenți, înțelepți, răbdători, răbdătoare, eu vă văd aici într-o reușită. Se poate naște, renaște dragostea. Puteți să vă împăcați, puteți să recunoașteți pe cineva, o persoană serioasă, o persoană care e generoasă, o persoană care vă poate proteja, vă poate oferi sprijin. Văd aici așadar că mi-apare șansă de nouă dragoste sau să vă refaceți relația. Păstrați-vă fidelitatea, aveți încredere.
în discurs speranță, lăsați dragostea să vorbească, manifestați-vă cu dragoste, dar cu prudență, adică nu credeți orice și pe oricine, ci încercați să fiți serioși și să lăsați lucrurile să fie. Deci încercați să fiți, să aveți mai multă claritate în voi, să nu aveți mândrie și orgoliu așa o prostește, da? Deci, ci cu măsură. Văd aici că și o femeie mai matură joacă un rol important. O să aflați poate și de vreo pierdere, poate că aveți de-a face cu un bărbat care a avut o pierdere, o pagubă sau un doliu, a trecut printr-un doliu, poate și acest lucru. Dar eu vă văd aici că vi se îndeplinește dorința, văd că dacă vă păstrați gândirea pozitivă, sunt șanse de a avea noroc, vești neașteptate, dragoste pe neașteptate, mai multă dragoste, răsplată pentru fidelitatea voastră, pentru răbdarea voastră și înțelepciunea voastră, da? Pentru că mi-apare aici și cartea fidelității și a succesului în dragoste. Deci, da, aveți reușită voi cei care v-ați ales varianta a doua cu piatra albă, dorința voastră se va îndeplini. Și haideți să vedem și la varianta a treia, dacă vouă vi se îndeplinește dorința pentru ce v-ați gândit voi în dragoste. Deci varianta cu piatra verde la voi. Să vedem la voi și la voi sunt speranțe, dar trebuie să aveți răbdare, sunt niște obstacole, sunt niște întârzieri la voi, poate și legate de sănătate, trebuie să fiți poate mai ambițioși. E posibil pentru unii dintre voi să mai existe, să aveți a face cu cineva care e gelos, invidios, o persoană care încearcă să vă pună bețe în roate, care încearcă să vă obstaculeze. Aici poate să fie vorba de o femeie măritată care e geloasă și invidioasă, sau poate să fie vorba despre niște persoane care au niște probleme, vorbesc vrute și nevrute, da? Deci încearcă cumva să vă strice imaginea. Atenție că puteți intra în niște certuri, discuții aici. Voi ocupați-vă mai mult poate de sănătate, încercați să fiți, veți primi vești, pare că persoana iubită așteaptă poate, așteaptă niște vești, voi puteți primi niște vești, cu toate că sunt obstacole legate de bani, legate de niște sfaturi, da, deci puteți primi totuși niște recompense, deci există, e încă cu duș întors, păstrați-vă speranța, dar posibil să nu fie o relație care să dureze, ci să fie, din cauza unor bârfe, a unor gelozii, sau e foarte posibil ca persoana la care voi vă gândiți să mai aibă pe cineva. E o persoană care atunci când trece printr-o problemă, da, îmi pare aici că veți afla de niște noutăți, veți afla de niște, vă trebuie o mai multă prietenie. Voi sunteți poate pentru persoana iubită o prietenă sau veți face o prietenie, posibil să faceți o prietenie cu cineva care poate fi ca o aventură pentru voi. Pot fi noi începuturi pentru o nouă relație, dar sunt și niște obstacole. Obstacole din cauza anturajului, obstacole din cauza unor probleme legate de bani, poate legate de casă, legate de drumuri. Există niște obstacole, niște întârzieri legate și de chestiuni juridice aici, vă văd, pot apărea niște chestiuni legate și de justiție sau legate de sănătate, da? Deci niște blocaje legate din cauza sănătății, socializare, nu puteți. Deci dacă aveți pe cineva aici, pare că trebuie să vă zbateți pentru a reuși să fiți cu persoana respectivă. Aveți nevoie de mai multă ambiție pentru că aveți niște... Orică aveți de-a face cu o persoană care trece prin niște probleme, are așa, nu prea e ambițioasă, nu prea știe ce vrea, are perioade sau are un anturaj prost, sau aveți de-a face în jurul vostru cu persoane care nu vă sunt, să zic așa, nu sunt prietenoase cu voi, nu vor să vă vadă într-o fericiți, fericite, vor să vă vadă într-o stare de singurătate, de deprimare. Sunt niște persoane exaltate, niște persoane petrecărețe, poate, da? Deci am trecut de la anturaj aici, că pot apărea, sunt niște rivalități, pot apărea niște vești neașteptate, de niște certuri, de niște discuții. Voi trebuie să fiți mai prietenoși sau să apelați la cineva care să vă ajute. Pare că poate că cealaltă persoană are deja, s-a consolat, are pe cineva, pare cealaltă. Deci dacă v-ați gândit la o anumită persoană, posibil că cealaltă persoană să aibă pe cineva
Voi aveți niște obstacole, dar păstrați-vă gândirea pozitivă că e posibil să apară ceva nou și pentru voi mai târziu, dar mai pe vară, poate, mai în primăvară, vară. Deci, acum, în următoarea perioadă, pot apărea niște obstacole. Parcă mai mult pentru voi va fi, poate, prietenii, așa, de socializare, ca să zic așa, ca să primiți niște, să aveți niște întâlniri de a socializa, dar duc către o aventură, duc către. Aici îmi pare cineva îndrăgostit care are probleme de sănătate și are și niște rivalități, niște obstacole aici, trece prin niște probleme. E o persoană care are un dezechilibru sau are un anturaj care îl dezechilibrează. Pare aici o femeie care are. Orică mai are pe cineva și pot apărea chestiuni legate de gelozie cu această persoană, orică voi trebuie într-adevăr să vă zbateți ca să obțineți ceea ce vreți. Deci, păstrați-vă speranța, dar momentan posibil ca lucrurile să nu se desfășoare așa cum vi le doriți voi, pentru că sunt niște obstacole legate și de sănătate, legate și de anturaj, legate poate și de muncă. Da, deci probleme de bani, poate, de niște obstacole. Sunt niște secrete, lucruri pe care voi nu le știți. Sunt niște lucruri ascunse încă. Da, deci nu este încă momentul. Păstrați-vă, încercați să fiți mai prudenți, poate să vă spuneți, să nu vă mai spuneți planurile. Căutați-vă o prietenă de nădejde cu care să vă sfătuiți, poate cui să-i cereți sfatul. Pentru că păreți persoane singure aici, pentru că o stare de sănătate, probleme de sănătate sau puteți avea pe parcurs niște probleme de sănătate din cauza unor rivalități, a unor bârfe, a unor obstacole care pot apărea, unei gelozii a unei femei perfide care o văd aici, din capul locului, o femeie geloasă și perfidă, o femeie care încearcă să vă strice imaginea, o femeie care poate, am spus, depinde de la situație la situație, dacă partea, la persoana la care v-ați gândit, e vorba de un bărbat, posibil să mai aibă pe cineva. Da, și de aici apar niște obstacole, niște neplăceri, dar păstrați-vă gândirea pozitivă că mai târziu pot apărea și pentru voi niște vești, poate pentru că aflați ceva, că se desparte, că această persoană la care voi vă gândiți, posibil să aibă niște vicii și această persoană, că îi place să bea sau are un anturaj așa puțin ciudat, pot apărea niște. Apar noutăți aici, orică cealaltă persoană își face pe cineva, poate și o astfel de situație, puteți primi niște vești, față de voi pare mai degrabă o prietenie că ar putea rămâne, cel mult o prietenie, deci nu pare că dorința voastră este încă neclară, încă depinde foarte mult de niște secrete, de niște obstacole, sunt niște întârzieri, sunt niște probleme care nu sunt încă clarificate. Și mai am zis și această conjunctură care este în următoarele zile, săptămâni, o văd așa de rivalități, de invidie, gelozie, obstacole secrete și legate de sănătate, legate și de, poate că drumurile nu vă sunt, că sunt blocate drumurile, dar vor apărea niște vești, veți primi niște vești despre persoana respectivă, de la persoana respectivă, aflați ceva, sunt niște bârfe deja în jur, să zic așa. O să iasă la iveală niște secrete. Veți descoperi aceste obstacole. De aceea poate e bine să fiți prietenoși, prietenoase, să vă păstrați gândirea pozitivă pentru că se va decide dacă cealaltă persoană va fi cu voi sau cu cealaltă, dacă apare, dacă mai există o altă. Dacă nu, va apărea pentru voi mai târziu speranța să cunoașteți pe cineva. Dar întâi și întâi ocupați-vă de voi, de sănătate și încercați să fiți mai prietenoși, mai prietenoase, să vă faceți o prietenie, să aveți pe cineva cu care să vă sfătuiți. Cam asta e ce văd așadar și la a treia variantă, varianta cu piatra verde. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că dorințele voastre se vor împlini așa cum vă doriți voi și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!